Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Astăzi o să fac un clip mai special în sensul în care n-am făcut asta niciodată. Adică o să merg cu fratele meu unde vrea el să-și cumpere ce vrea el. Bine, într-o anumită sumă modestă. Adică nu mă gândiți acum că orice chestie, știi? Ia uitați-l cum vine. Haide, intră, intră. Open the door, man. Open the door. Unde mergem? O să tragi mașina asta direct în fără, să mordem. Deci o să mergem la mall, cred că prima oară. Ideea este că astăzi Pici o să ne chelească de bani, așa că trebuie să facem multe, multe like-uri pentru suma pe care o să o cheltuiesc, pentru că eu sunt astăzi donatorul șef, adevărat? Adevărat. Doamne ajută și eu sunt cu Oria. Haide. Dacă azi tot ai fost la biserică, înseamnă că te-ai rugat să nu cheltuiesc foarte mult, e așa? Bă, am cardul pe banchie și am 3 lei în portofel, 3 lei am, atâta. Deci înseamnă că prima oară mergem la mall, să înțeleg, nu? Da, direct la mall. Direct la mall. La ce te-ai gândit? La haine? Băi, deci am văzut niște haine așa și mici. Televizoare, laptopuri. Mă gândesc la un telefon așa, nu știu, dar mă gândesc ori să chilesc acum, ori îmi face piesa 1 milion de vizualizări cum ai primit. Să moară băieții mei, dar dă-mi o parcare, Johnule! Deci nu știu dacă se vede, dar gen par, noi suntem în capătul parcării și toată parcarea e efectiv full de mașini. Deci astăzi la mall în Bacău e full! Unde mergem? Este drumul spre succes ăsta, asta este drumul vieții tale. După aia o să mergem să țin un pic asta cum mi s-a dezlegat și mâncăm un friptulescu sau cum? Un friptulescu, mergem la un friptulescu, mâncăm un friptulescu. O să dăm azi note la mall, la magazine de la mall. O să cheltuiești banii lui Snic. O să facem așa, ori un câțuleț, ori un pârțuleț, cum spune Dorian. Câțuleț sau dăm, ori dăm hârț, hârț, ori dăm pârț la magazin. Ia vezi, John, mall-ul din Bacău, cel mai plictisitor mall dintre toate. După dumneata, frumosule, ia uite ce frumos. Ia, alege prima oară. Facem dreapta la rezerv sau mergem în altă parte? Bă, frate, te chilesc că am zis de bani. Du-mă unde vrei tu, eu rămân în spatele tău, sunt da. Cori. Eu acum că știu, deci poate când am bani, găsesc cele mai haine, cele mai. Cred că trebuie să pun subtitrări, că tu vorbești încet tare. Pulem bir sau nu începem așa. Unde, zi-mi unde vrei, H&M, ce dorești? Hai, acum mai întâi în grid, fiindcă trebuie să mergem neapărat în grid. Unde te duci? Direct aici. A intrat în raiul sneakers-ilor. Bă, dar nu poți chiar așa de la început, trebuie să începi și tu mai moderat. Adică am înțeles că ți-au ce vrei tu, dar trebuie așa un pic. Ia povestește de cine a dat afară din grid, că n-avem voie să filmăm. Normal. Chiar dacă nu arătăm prețurile, mi-a dat afară. Bă, Hățescu, te-ai dus direct după haine, n-ai vrut și tu un pic de altceva la început, nu? Direct. Oh, mai. Neapărat un tricou. Un tricou. Vrei tu un tricou așa? Nu mai era. N-ai tricou, re? Nu prea mai. Ai găsit ceva? Am găsit ceva care... Ți-ți place albul? Uite, este și roz și de-asta cu maroniu și verde. Da, sunt cam toate culorile, adică... Nu, știi că ar merge unul de să roz, după aceea devin prea ghi, nu? Devii un pic. Tu dai seama că... Când arăcă ăsta? Păi eu sunt că ăsta, bă, să arăt, ia uite, braț direct. Tu dai seama când Bacău e ceva nou ca să vină un băiat cu camere să filmeze așa primul? Bum, toți spune, zice, țar, veniți să mă filmeze, uite, arată prețurile pe net. Ce interesează prețurile? Nu, nimeni nu vine în Bacău. Pe mine mă interesează mai... prețurile, că eu cumpăr azi, da? Na? Este chiar până interesant. Te invit spre cabina de probă. Hai. Ți l-ai luat pe DN? Da. Hai, bă, Cristian, salut. Filmezi ceva, să... Da? Mersi mult, mă bucur mult, te pupa. Random. Ia, mă, ce să zic? Na, eu... Dacă îți place, eu îl plătesc, ca ta pot să fac. Da, ești bun, hai, bagă la... Ești din generația care cheltuiește mult. Bă, ți-i să-ți placă, că eu îl cumpăr, ce-am să vă... Bă, nu dărâma asta, mă. Ia, mă, ia, bă, ia, bagă-l aici, eu scut ăsta, hai, bagă-l. Ți-le dau în facoșă, mă, ți-le dau în mână. Ți-le car tot eu, dacă vrei. Ce nu fac eu pentru plăcerea mea mică? Mulțumesc mult! Tot de frumoasă! Bă, zi, bună, la revedere! Doamnești! Frate, mi-e de ce am început să-mi placă ziua asta, adică n-ai idee cât de mult. Deja mă încep să am chestii în mâini și nu-mi convine. Deci vreau după aia mâncare. Ce mai trebuie? Nu știu, un telefon ar merge sau un televizor? Un televizor chiar ar merge. Ce ce merge? Gele ăsta? Gele ce ăsta? Mă, ce tare e muzica aici, nu stau de nimic. Dar unde te duci? Aici sunt pentru fete. Păi, amen, aici. Voiam să merg la kids, bă, da. Păi, dar ești kid. Du-te la kids. Mă bucur că a fost doar o intrare și o ieșire, așa. Într-un minut am făcut o magazin. Nu la mine, buzi, doamna, să mor. Nu mă luați că am plătit. Hai că m-a pus asta să-mi țin și sacoșa. Hai că am înțeles că sunt mor aici, am camera și dar nu mai vreau. Am obosit să plătesc. Hai, te aștept aici, ce am să fac? Nu.
Nu este ușor deloc, prieten, credeți-mă. Mamă, ce se poate acolo să mor? Aici n-ai șanse. A, deja ai ochitul, nu? Oh my god. Sigur, sigur. Bă, ține-ne un pic atent. Frate-mi, când o să editeze asta, vreau să-mi cer scuze. Câte sorc așa de mult de bani, ia cât costă asta. Și eu căutam efectiv un tricou și nu-l găseam. Știi că l-am găsit acum, ia uite. Nici să nu te gândești. Nici să nu te gândești. Până deci... la 25 de ani până la 32. Păi chiar vreau niște căști, că... Știi cum e? Mama, am prins-o pe doamna aia, dezbrăcat în spatele tău. Lasă New Yorker-ul, îți mai au niște căști, că nu vrei și tu niște mâncare. Mama, e mai ieftine și e mai bună. Și că nici la mâncare nu-s așa... Pretențiosule. Ești la baterie? Da, de unde era? Vrei să te pup? Ăsta face poze, eu mult și... Mamă, m-a lăsat ratatouille singur. Pentru asta o să-l coste încă un tricou. Mă uit după niște căști care să nu strici un pic. Oh, am garanție 2 ani, dar nu știu ce să zic. Luce, am și nevoie de cardul tău. Nu e voie unui cita magazin, nu se filmezi, nu contează. Am înțeles. Ok, deci gata și cu căștile, nu-i așa? Chiar aici. Bă, nu l-am lăsat să filmăm. Da, și ceva să spun, eu acum trebuie să mănânc puțin, să mă gândesc ce să mai cumpăr, adică a rămas fără idei, credeți-mă pe cuvântul meu. Am obosit, da, tu doar atâta trebuie să ai cardul, pum, și atâta. E mai greu pentru mine. Tu știi, nu, că tu știi ce durere este când au și se duc banii din card, deci este... Și eu cred că o să merg pe niște combo-uri de astea cu cartofi, pentru că plac cartofii și beau doar. Cam asta a fost comanda mea, dacă acum, dacă vrei tu, după dumneata, astea-mi plac mie. Ce vrei și tu? Mamă, dar ce? Îmi trebuie un obiectiv mai... Da, mă, MC, dar... Mă, păr n-am, frate, nu, dar nu-mi place, am doar. Iar scoatem cardul, iar plătim, cam asta am făcut azi. Lată card. Lată card, să nu mi se vadă cardul. Ștefan, cum te simți? Bă, foarte bine. Deci... Mai dorești ceva? Da, deci, uite, eu chiar așa m-am gândit, mănânc acum, și după aia parcă mi se mai luminează mintea să mai știu și eu ce. Dar nu vrei să mergem și acasă? Nu, e ok, e ok, frate. Nu, dar chiar te îndemn să mergem acasă. Nu, e ok. Nu, dar e... Mamă, ce-ar merge unii ori cu biscuiți? Și înghețată. Te-am dus la make, ți-am luat haine, ți-am luat căști. Ce mai dorești de la mine? Știi cât trebuie să-mi dai bani înapoi? Lasă că faci tu banii înapoi. Uite-te la mine. Tu ești mai mult cu apă, mânca sănătos. Eu te sună ca așa, mai bulangiu. Ștefan. Deci nu știu plânge cardul meu, Ștefan. Hai, delectează ce este. Ștefan, e gata? Bine, acum nici nu știu unde e mașina, să mor eu dacă vă mintoare unde. Mai e ceva de luat? Mai vrea? Adică am terminat. Acum chiar nu știu, adică am mâncat bine, dar trebuie să mă relaxez puțin, că după aia... Nu mai e nicio surpriză pentru mine. Unde am pus mașina? Ștef, sună capa, ui, aici, uite, mânca la... Era gol aici? Mânca o artată, bă, era gol aici, deci gândiți-vă, zici că e târ de mașină aici, să mă... Ia uite, sună capa, mânca o artată să mănânce. Stai să deschide tătuțul. Ia uite aici, tătuțule. Ia uite cum s-a deschis aici, să pun asta. Da, am terminat o secțiune de shopping cu Ștere. Bă, mă... Dar las că zic că ne ajungem acasă. Am o mică surpriză. Mamă, ce înseamnă să mănânci bine? Ai mâncat și bine, ai și căști. Eu, bine, mă simt și eu bine. Am mâncat și eu, recunosc că am mâncat și eu. I-a făcut cinze ca să nu fiu bun. Da, hai că tu mi-ai făcut la mine sau de... Tu mi-ai făcut cinze dacă... Da, să văd cum ies de aici, pentru că jur că nu știu pe unde să ies. Pentru că este full, deci este full de mașini duminica în Bacău. Nu faceți ca noi. Oricum am o obiecție la orașul meu. Bă, adică mă simt ca un neandertal. Simt că am un oraș de neandertal. Deci mă simt cel mai cel din orașul meu. Hai să dau pe auto pe manual. Bă, vă jur, deci nu poți să intri într-un magazin. Bă, când Bacău, tot bă, s-ar paznice pe tine, tot, ai de la casă, cheamă, că nu-i voi, că superiorul meu, că... Bă, să vă rog, dacă era Dorian Popa, nu cerme nimica, știi? Na, bine, acum în București mai e lumea obișnuită să vadă oameni, știi cum se filmează. Bă, da, în Bacău, mamă, are un băiat o cameră, îmi toți uita așa, bă, ce iau, ia, bă, navet extraterestru. Mamă, geloci, deci se vezi ce surpriza mea când ajungem acasă. Ștef, am terminat ziua de astăzi. Cum, adică am terminat? Bă, deci ți-am spus după ce am mâncat, efectiv mi s-a luminat mintea, frate. Te rog, nu spune, ceva, te rog, nu spune că e vorba de Fortnite. Știi că se termină sezonul 6 zile. Dar nu vreau, nu, mai bine să dăm bani pe mâncare și mâncam și eu, sincer. Deci ce înseamnă astea? Ce-s toate astea? Nu știu, nu spun, dar au apărut un peci nou. Și ce înseamnă peciul nou, Ștefan? Nu știu, mă gândesc pe care să-l iau. Ce? Că? Aoleo, inimioara mea. Asta că mi-ajunge. Oh my god, apasă panul. Ne face plan. Ah, thank you.
Mai chelita, Steve, ia uite ce Dumnezeu ai primit aici. Aoleu, și asta înseamnă, ce Dumnezeu înseamnă Battle Pass? Oh my god, Steve, cu Battle Pass, da? Deci, deci te joci și terminăm aici ziua, da? Da, da. Asta a fost ziua, ai uite-l pe Ștefănuță acolo jos. Ștefan, nu, oh my god, măcar să joacă și rămânem acasă. Da, mă rog, eu sper că v-a plăcut videoclipul ăsta, dacă mai vrei genul de videoclipuri. Mie, sincer, mi-a plăcut cel mai mult dintre. Mai facem, dar facem cu frate meu care îmi cumpără mie ce vreau. Ce zici, sună bine, nu? Frate meu o să înceapă să facă streamuri, așa că aveți în descriere, în descriere acolo linkul de la canalul lui, să vă abonați, să fiți cu el. Ăsta micu să bagă la un meci aici. Eu am terminat videoclipul și vă pupăm, ne vă iubim. Nu uitați un follow pe Instagram, un comentariu dacă vreți să mai facem și asta e. Ne vedem data viitoare. O zi frumoasă să aveți. Pa, bă!